Dimineața bună, prieteni! O să mai fac și un clip astăzi, n-am mai făcut de mult. O să începem cu această femelă, care trebuie să fete pe data de 27. Este femela adusă de la Cosmin Ciorogariu din Țăliște, prietenul meu. La rândul lui, el a adus-o de la Andrei Ștefan, de la Brăila. O super femelă cu o genetică foarte, foarte bună în spate. Din câte văd eu, să ne ajute Dumnezeu să fie și o mamă bună, pentru că văd că își face un cui foarte frumos acolo în colț. Muncește de azi dimineață, o să-i pun cât mai mult fân să aibă. Haideți să vă arăt un pic și certificatul ei, ca să vă dați seama despre ce este vorba. Deci avem Burea German Gris femelă 00101-2020, femelă de ianuarie, RO 4810001, Tudore Andrei Ștefan, Brăila. Asta este femela, haideți să vedem părinții bunicii, pentru că sunt foarte, foarte interesante lucrurile scrise aici. Așadar, tatăl din partea tatălui avem Liviu Pintilie, RO 251975. Și la mamă, Blaga Mihai, RO 34153. Avem la bunici Liviu Pintilie, de 96 de puncte. Liviu Pintilie, 97 de puncte, campion național. Campioană, probabil, ce data mamei. Iar la bunicii din partea mamei, Manfred Knape, 2x97,5 puncte. Ori 97,5 puncte încă o dată. Și Blaga Mihai, 96,5 puncte. Deci, o femeie cu o genetică extraordinară. Sper din tot sufletul meu să țină pui. Ea a fost montată cu masculul meu urmaș din ce am avut de la Cristi Solomon. Cu ăsta de aici. Este un mascul foarte, foarte gros. A luat și el 96 de puncte la 7 luni jumate. La zona ala de la Unirea. Deci, am speranțe să iasă ceva bun. Ca să facem o paralelă la această femelă. Acum o văd și pe nemțoaică cu fân în gură, prieteni. Văd că adună fân, asta n-am. Am montat-o și pe ea, dar n-am văzut până acum. Se pare că s-ar putea să fi prins din ce văd eu, că scormonește și are fân. Deci este surpriza, au avut fân în gură. Doamne ajută să fete și asta, am 5 femele montate. Deci, prieteni, vreau să răspund totodată la o întrebare care mi-a spus-o de mai multe ori, mai multe persoane. Ce se întâmplă dacă aveți iepuri afară și frig și fată iarna afară? Deci eu am adăpostul de afară, prieteni, cuștile de afară, acelea de acolo. Am avut fătări cu succes la minus 15 grade. Tot ceea ce trebuie să faceți este să puneți foarte, foarte mult fân în cușca femelei, să-și aleagă un colț, să vedeți cum face și nemțoaica, cum face și cea de la Andrei. Își aleg ele un colț și mult acolo își vă mulge puf și vă face un cui frumos. Și eventual puteți pune folie pe ușă, dar nu complet, undeva până aici mai mult de jumate. Lăsăm și aerisire, punem așa o folie de nylon ca să nu bată curentul direct pe pui. Da. Eu vă spun sincer, am avut fătare la minus 15 grade anul trecut în ianuarie, iar la 3 zile distanță au fost minus 23 de grade la Sibiu și puișorii au trăit cu toții. Am avut masculii din Solomon, cei de ianuarie, unul este plecat la Jimbolea, unul pe la Călăraș. Am avut un cui foarte bun și puii mi-au trăit toți. Deci depinde și de mamă, cât de grijulie este, cât de mult puf își depune. Trebuie urmărit un pic în fată, în cazul în care fată lângă cuib, să punem repede pui în puf. Ați văzut că îi mai putem lua să-i și încălzim în casă, dacă sunt aproape înghețați, avem șanse să-i resuscităm și să-i salvăm. Deci acestea două, în țoaica și cu asta, le-am văzut cu fân în gură. Sper să fi prins și asta mare de ianuarie și cealaltă de ianuarie. Să facem
câteva cuiburi frumoase de toamnă târzie, după care dacă am reușit și în primăvară să mai scoatem un cuib, ar fi super, o să mai vinem băgate la muntă și celelalte 5 femele. Astea fiind spuse, vreau să răspund unor copilași care nu știu de ce nu urmăresc canalul meu din urmă, ca să poată să-și primească răspuns la unele întrebări. Eu trebuie să mă repet, poate unii dintre voi ați urmărit toate clipurile și nici să vă plictisesc. Am fost întrebat zilele astea de ce unii iepuri nu au urechi. De ce nu au urechi unii prieteni, unii iepuri prieteni, mă scuzați, deoarece la naștere, la fătare, mamele lor îi curăță și poate din neglijență, din lipsă de experiență sau din greșeală le poate mânca vârfurile urechilor, le poate mânca ambele urechi, le poate mânca coada. Știți că femelele după fătare consumă placenta, sacul embrionar în care iepurașii stau în uter, aceea placentă fiind foarte, foarte hrănitoare și plină de proteine și minerale. De aceea femelele consumă placenta și din greșeală, din neglijență, din lipsă de experiență, poate să și atindă o ureche sau coada, vârful cozii sau o ureche, cum vedeți la această femeie. Nu are trei sferi dintr-o ureche. A fost întrebat dacă nu cumva am tăiat urechile, dar nu aceste femele, la cealaltă care am avut anul trecut de mi-a murit. Cum Dumnezeu se taie urechile femelei, Doamne iartă-mă. Asta se întâmplă la fătare când mamele nu au experiență sau ei fetii din greșeală le mănâncă din urechi. Acestea fiind spuse, prieteni, vă felicit pe toți care aveți deja cuiburi. Am văzut că sunt deja colegi care au deja cuiburi frumoase. Avem 11 grade în adăpost, destul de rece. Am femela de neozelandez alb care astăzi sper să ajung să o duc la Cosmin cel Rogariu la Săliște, la prietenul meu. Este dată și mai am doi mascul de neo. Unul dintre ei poate să mai plece, că posul ăsta probabil, sau celălalt preferatul, nu știu, preferatul asține. Pentru că o să încerc să aduc niște femele de californian pentru doici, de la prietenul meu, iepur californian Daniel. Și trebuie să am un masculaș care să fie de talia californianului, în eventualitatea în care nu o să am posibilitatea să folosesc doicile, atunci pui urmați hibrizii neocalif o să fie ținut pentru mâncare. Cam atât, prieteni. Mi-am adus aminte. M-ați întrebat dacă mai există concursul lansat de mine la 10K de abonați. Da, prieteni, concursul este în continuare în desfășurare. Am ales opțiunea să-mi ascund numărul de abonați, pentru că este ceva personal și mă interesează doar pe mine. Am 9304 abonați. Deci până la 10.000 mai sunt 700 de abonați. Eu zic că o să fete femelele, o să crească puii și de abia atunci o să se adune acei abonați. Se adună foarte greu 1.000 de abonați, pentru că este un canal dedicat iepurilor. Dacă eram să fi făcut altfel de vloguri, mă temir cu ce tâmpenii, probabil abonații creșteau mult mai repede. Așa, la iepuri este o latură mai exclusivistă a YouTube-ului. Nu interesează pe toată lumea creșterea iepurilor și iepurii în general. Deci, concursul este în continuare valabil. Scrieți, participă, abonați-vă, dați un like. Din când în când mai verific eu acolo noi abonați. Eu o să organizez acel concurs la 10K de abonați și o să dau un pui. Eu zic că până se fac 10K de abonați, o să fete femelele și puii o să fie înțărcați, pentru că nu se adună atât de repede. Sau dacă nu, o să dau una din femelele care le am deja, din înțoaică, fără probleme. La 10K de abonați fix, concursul o să fie făcut și un iepure uriaș german gri o să plece. Indiferent din ce cuib și de la ce vârstă. Deci abonați-vă, dați un like în continuare, scrieți particip și sunteți automat înscriși la concurs. Vedeți cât de mult muncește femeia de jos, ea trebuie să fete pe 27. Ea e prima care trebuie să fete, după aia rând pe rând în 2, în 3. Mai avem încă 4 femele și 2 ca neagră și asta a fost montată. Cam atât, prieteni. Vă doresc un weekend plăcut tuturor. Am un pic de grijă și la peștișor să le schimb apa. Am fost și la pește în ultima vreme.
Am reușit să capturez două știuși de peste 75 de centimetri, două puțin mai mici și altele mai mici. Este sezonul și știucii pentru iubitorii de pescuit și de știucă, știucari. Am să fac un vlog special pentru ei, pentru că doi sau trei dintre voi m-ați rugat să fac și lucrul acesta. Doar că eu pescuiesc, prieteni, vedeți, la plută. Eu pescuiesc la plută, bețele se le-am dat pentru că sunt lungi și le-am lăsat doar telescoapele. Pescuiesc la plută cu cărășel viu, fire textile, monturi simple. Nu știu ce aș putea să vă arăt atât de mult pe vlog, să vă arăt plutele eventual, dacă am un drill, să pun pe cineva să filmeze atunci, dacă am inspirația de moment și viteza de reacție necesară, să facem un clip și cu pescuit pentru cei care urmăresc canalul meu cu iepuri și sunt și pescari. Încă o dată vă salut cu cel mai mare drag, vă doresc un weekend plăcut, Doamne ajută, credeți în Dumnezeu, că numai pe El îl mai avem și rămâneți aproape unul de celălalt.